fratele aducea atâtea motive de mulțumire, eu vreau să vă spun un singur lucru. Să mulțumim Domnului și pentru încercări. De multe ori nu știm să mulțumim Domnului pentru încercări. Dumnezeu are o modalitate de a ne modela, de a ne aduce acolo unde vrea El. Și de multe ori când nu înțelegem noi lucrul acesta, Dumnezeu ne trece prin diferite probleme, prin diferite încercări, prin diferite necazuri, prin diferite boale, ca să ne ducă acolo. O să vă mărturisesc și am făcut această rugăciune înaintea Domnului și scurt vreau să vă spun, Dumnezeu a trecut familia noastră prin o încercare deosebită. În anul 2008, soția mea a fost diagnosticată cu cancer și am făcut tot ce mi-a stat în putință. Dar răspunsul nu l-am avut. Și am venit la Dumnezeu și am spus, Doamne, Tu ești acela care poți să ne dai vindecare, Tu ești acela care poți să dai sănătate, Tu știi că avem patru copii, copiii aceștia au nevoie de mamă și Tu ești acela care cunoști totul. Și în ziua operației stăteam în salon și așteptam soția să iasă din operație. Am primit un telefon, nu știu de la cine, nu știu cine a fost la capătul celălalt al firului și atâta am spus. Stai liniștit, Dumnezeu vă poartă de grijă. Și mulțumesc Domnului pentru că și în ziua de astăzi soția este sănătoasă, este bine. Femeile care au fost cu ea în salon, două dintre ele sunt în țărână. Ne-a sunat de la Sibiu o persoană și a spus, dacă vă face plăcerea să veniți la necazul nostru, colega de cameră a soției dumneavoastră a decedat. Alta din nou a decedat. Dar mulțumesc Domnului pentru că soția mea trăiește și datorită Domnului Iisus Hristos. De aceea merită să-i dăm toată slava în veci. Versurile cântării spun.